Nu, ideea e că cu toții am fi vrut să se încheie povestea aici. Nu s-a încheiat aici. Nu s-a încheiat. A mai venit aici. Balul 2. Balul 2, da? Așa. Am intrat în Moldova. Și ce crezi tu, Onel, că s-a întâmplat după ce am intrat în Moldova? Ce s-a întâmplat? Ia-te-o, surprinde-o. Care a fost cea mai, la modul, ciudată povestire din muzica asta, cum o faceți voi? În primul rând, cumva, de ce, cele mai ciudate și funny întâmplări la concerte și on touring, da? Să le separăm. Și mai este una cu cazările, că sunt trei chestii pe care le experimentez. Da. Aia cu cazarea, da. Asta cu cazările. Deci experimentăm chestii ca și muzicieni. Pe scenă, când la ajungem cazare... și cazarea. Da, cu cântările e simplu. Să zic că Teo, ajutat de noi ceilalți, să zic că direct povestea Chișinău. Că acolo cred că a fost o poveste funny cu totul. Povestea Chișinău, nu cu White Walls. Sau povestea nu, Chișinău cu White, Chișinău White Walls. Povestea Chișinău nu cu White Walls e pentru după ora 12. De, basically, de fiecare dată când am fost în Chișinău am făcut câte moldovenesc. Am făcut ca la Chișinău. S-a făcut povestea cu... Da, e poveste, într-adevăr. Deci, noi eram în turneu, aveam turneu de ăsta de weekend, nu? Dacă țin bine minte, cântă vineri-sâmbătă. Și am avut atunci cu Luna Amară. Nu, aia a fost altă. Nu. Prostiu, okay. Nu. Așa e. For the weekend aveam atunci. For the weekend? Da, așa e. Am încurcat. Bun, ideea e că noi mergeam spre Chișinău. Shout out for the weekend, o super trupă din Cluj. Yes. By the way, ceva cântă trap metal acum. Da, e mai activează? Cool, pretty fucking cool, da. Okay. Activează, da. În momentul ăsta cred că sunt pe studio mai mult. Cred că pregătesc o renaștere cumva. Mai sunt prins și cu alte chestii. N-ar fi rău să fac asta. Da, n-ar fi mișto, că și noi lansăm album trap metal și ar fi marfă. Ar fi cool să avem ar și noi. Ar fi blană. O... Bă, oricum era acolo. Da. Continuă Teo. Da. Așa. Yes. Am ajuns la granița România-Moldova și noi am realizat, înainte să ajungem la vamă propriu, la barieră, știi? Că Duba, în care eram noi, care era Duba White Horse de la vremea aia, era Balenuța. Era înregistrată pe numele lui Marian, adică fostului tobar, da? Fix omul care nu și... era acolo. Exact, omul care nu era acolo. Ce vă trebuia procură. Noi nu aveam procură sau ceva sau de asta, știi? Eram pe necăcatele. Eram pe necăcatele și ne-am dat seama de chestia asta. Dar am zis, eram deja la coadă, știi? Hai, ce facem? Hai, vedem ce se întâmplă acum dacă toți suntem. Cel mai rău te întoarce înapoi, da. Da. Între timp noi l-am sunat oricum pe Mihnea. Bă, uite, e așa, pute. Hai să vedem, hai să gândim, hai să... Na. Și coada nu era mică atunci, ții minte că toată vânzoleala aia de la vamă de atunci a durat vreo 3 ore. Mm-hmm. Și am ajuns în sfârșit la domnul Jean Bașu. Să-i dea Dumnezeu sănătate! Care, bineînțeles, cum am... noi am reușit practic să ieșim din România, am trecut prutul și beleaua a fost când să intrăm în Moldova, știi? E, și în Moldova practic n-am putut să intrăm. Ne-a dat la erau spre Chișinău. Ne-am întors, am trecut prutul înapoi. Am mai așteptat ceva să intrăm înapoi în România, că nu puteam să făcea, nu eram nicio țară practic, știi? Adică no man's land. Da. Așa. Am intrat înapoi în România. Între timp, Mihnea săpa și căuta soluții. Am aflat că și For The Weekend, care erau cu două mașini, nu aveau procură pe niciuna și nu era niciuna pe numele șoferilor. No, da, ce trebuie, mă? Trebuie, no, ce e aia? Trebuie procură. Așa. Și cum ați rezolvat? E super refreshing când descoperi că... mai are cineva problema ta. Sunt. Că și colegii tăi sunt la fel de proști ca tine. Exact. S-au fost dobitoși plecați de acasă cu banii de iaurt.
Întreabă cineva la care vamă erați, dacă la Galați. Nu, cred că eram la Ungheni. Vama Iași, uite că nu știu cum se cheamă. Ungheni, exact. Nu e Ungheni acolo? Ungheni, da, Ungheni. Așa e. Ca să faci cel mai mulți kilometri în România, pentru că drumurile de peste Prut sunt mai... Uh-huh. Da. Drumurile noastre, scuză-mă. Așa. Da. Am reușit să intrăm înapoi în România. Între timp, Mihnea, dacă nu e clar, Mihnea e managerul nostru. A reușit să ne găsească un microbuz care făcea curse București-Chișinău, știi? Și ne-a făcut rezervare, ăla, am avut norocul să mai aibă și locuri suficiente pentru două trupe. Și, cu tot, cu backline-uri. Da, 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 tot, da, da. Cu bine, scule, cu n-am tot. Luat tot, am luat ce a putut fiecare să apuce și ne-am suit în microbuz, basically. Mamă, practic, eu cred că ați făcut în felul următor, v-ați gândit? Cum ați putea să combinați toate sculele, să susțină ambele trupe și să luați minimul cu pentru... Ceva. Exact, da. Altă variantă nu găsesc. Nu gândit. Dar e o poveste pentru care ar fi trebuit să avem și pe Zglimbi, sunetistul nostru. Așa e. Da. Spună ce rider tehnic a primit, mâncate așa pula este. Voastră. Îl zicem, aș... îl zicem. Bă, da. Spune-te-o. Și am intrat în, la aproape de graniță, era un Petrom, am parcat după acolo. Mi se pare că microbuzul a venit la Petromul ăla ca să ne ia de acolo. Oricând ești tu pregătit de bara, poți să scoți din zona era de confort. Drum, știi? Ne-a pescuit de acolo. Mi-e milă de ne-am suit în microbuz cu... Bă, de obicei care toată trupa. Adică deci noi să, mergeam cu noi să cu fie milă de toți. Cu tot setul de tobe, cu stație, cabinet, cu... Știi? Nu s-a mai pus problema. Dai seama că n-am luat cabinetul în microbuz. Auzi, aveau acolo tot ce trebuie. Aveau da, tot ce trebuie, da. Cabinet de chitară, linia 6. Așa, în fine, ajungem și acolo. Așa, și ne-am suit în microbuz cu minimul necesar. Salutare, Silent. Eu aveam și toată toba. Bine ai revenit, în seara asta povestim. În seara asta doar povestim, nu ne jucăm. Noi ne-am pus la coadă cu microbuzul ăla, la graniță. În timp ce noi stăteam la coadă să ieșim din România for the weekend, stăteau la coadă să intre în România, că și ei fuseseră întorși. Înțelegi? Așa. Și a fost o chestie din aia. Deci dacă e o linie imaginară aici cu granița, ne apropiam în același timp, știi? Deci noi așa și for the weekend aici. Și cumva au intrat în țară cu foarte, foarte, și nu exagerez de dragul povestirii, cu foarte, foarte puțin timp înainte să ieșim noi din România, au reușit să intre ei, pentru că ei nici măcar n-au mai apucat să-și parcheze mașinile în benzinărie. Ei erau era întuneric când se întâmplau lucrurile astea. Era, și era deja întuneric. În țara aia era întuneric și noi eram în no man's land între țări. Da. Ei și-au parcat mașinile, deci cum au intrat în România, au tras pe dreapta, au lăsat mașinile acolo și au fugit spre microbuz, înțelegi? No, băga mea și pula. Așa, ne-am suit, au venit și ei în microbuz și au mai luat și ei niște scule, așa. Am mai stat la coadă cât am mai stat la coadă. Am reușit până la urmă să intrăm în Republica Moldova. Cu toții și cu o parte minim necesară de scule. Și după... Nu, ideea e că cu toții am fi vrut să încheie povestea aici. Nu s-a încheiat aici. Nu s-a încheiat. A mai venit aici. Balul 2. Balul 2, da? Așa. Am intrat în Moldova. Și ce crezi tu, Onel, că s-a întâmplat după ce am intrat în Moldova? Ce s-a întâmplat? Ia-te-o, surprinde-o. Am mers, cred că, nu știu, un kilometru, doi și a rămas fără motorină microbuzul. Că e... In the middle of nowhere, boss, noaptea, în mijlocul străzii. Și ce nu mergea el acolo, înțelegi? Mergea, început să... Și a murit. Și cum a murit, șoferul se oprește și face exact așa, citez. Căcat, am rămas fără motorină și se dă jos și fuge. A zis că trebuia să-i ajungă sau asta a fost după. Și a fugit. Aia, dar el în momentul respectiv a spus doar căcat, am rămas fără motorină. Și a deschis ușa de la microbuz și a fugit. Păi și voi cum ați reacționat în momentul ăla? Așa. Cred că am început să râdem că nu...
Da, nu, era deja râs de ăla pe sistem nervos, știi, era... Nu. Holy shit, bro. Ideea e că, de fapt, Gagiu s-a dus la cea mai apropiată benzinărie. A, de-aia a fugit. Exact. El știa că aveți concert, bă. Da, să ia o canistră de motorină și să vină să bage în... Holy shit, man. În asta, microbuz, știi? Asta poate, poate... Și cum ați ajuns la concert, la modul... Deci, cu urmă s-a întors, până nu s-a întors ăla, nu știa nimeni ce se întâmplă. Asta era foarte tare, că eram acolo toți lângă micropus și stăteau așa că... Până la urmă s-a întors ăla cu motorină, a pus cât se ajungă la primul Peco, care era oricum foarte aproape. Asta al câtelea concert al tău era cu White Walls? Băi, nu era... Ar fi fost mișto să fie primul. Primele, era... Era proaspăt. Ar fi fost mișto să fie primul la unul. Bă, ce pula mea, mă! Ce e, bă, cu săracii ăștia? Băi, să, băi, putu-vă în gură cu progresiv metalul vostru. Da, 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 da. Așa faceți, băi, bă, turnee. Pula mea, bă, abrupt, băi, Moldova. Ce? Nu putea după să cântăm și noi în Goblin. La... După ce a plecat cu microbuzul în sfârșit, așa. Eugen a zis atunci, băi, eu nu cred că se cântă până n-au patru bețe. Uitat, până n-au patru bețe, eu nu. Ok, care s-a îmbătat primul după concert? Toată trupa? După concert? Atunci, frate. Cred că toți. În timpul. Înainte. După concert, era vezi deja?